Chiar am observat lucrul acesta în prezentările dumneavoastră, că mereu presărați experiențe din viață și anecdote, să-i spun așa, în prezentările pe care le aveți. Asta ajută foarte mult pentru o mai bună înțelegere a mesajului. Cred că asta e diferența dintre motivație și inspirație. Cred că poți să motivezi cu citate din autori celebri, poți să motivezi oamenii emoțional spunându-le o poezie, poți să-i motivezi cu slide-uri, să pui pe ecran, ai văzut, la mine slide-urile sunt foarte sumare, pentru că nu cred atât de mult în slide-uri. Ele pot fi motivaționale, dar nu sunt inspiraționale. Singurul lucru care e inspirațional este povestea adevărată, personală, a celui care o spune și care trage o concluzie la final, iar acea concluzie este inspirațională pentru oameni, pentru că ei se regăsesc în poveste. Ei se regăsesc în căderile pe care omul de pe scenă le descrie. Ei se regăsesc în rănile, în durerile pe care omul respectiv le descrie, cu condiția să le fi depășit, să le fi vindecat. Pentru că mai sunt și speakeri care vin și își plâng de milă pe scenă, nu e cazul. Ceea ce spun prin cursul e cam așa. Motivația poate fi preluată din cărți, inspirația e din cicatrici. Cu alte cuvinte, am trecut prin asta, fraților. Nu poți să vorbești despre război pentru că ai citit o carte de război, dar poți să vorbești despre război pentru că ai fost pe front și poți să le arăți urmele. Rănile. Și atunci, în momentul ăla, pe bază de cicatrice, vei fi inspirațional. Oamenii vor simți că merită să te urmeze pentru că nu ești doar un teoretician, ci într-adevăr ai trecut pe acolo și poți să-i îndrumi cel puțin la nivel de ce să evite. Și ăsta e un aspect important. Și apoi revenim la ce m-a determinat să fac ce fac. Știu că am rămas cu bucla deschisă. Dar și ăsta e un aspect important. Să crede despre mentori în general. Mă duc la un mentor. De ce? Ca să-mi spună ce să fac. Am o nuanță aici. Te duci la un mentor ca să spună ce să nu faci. Exact. Te duci la un mentor ca să spună, băi, eu am făcut mie asta de greșeli. Ar fi bine să eviți asta. Uite, ți-am eliberat drumul spunându-ți ce prostie ai putea să faci. Drumul este drept, dar descoperă-l tu. Dacă îți arăt eu drumul sau fac drumul în locul tău, nu sunt un mentor adevărat. Mentorul are două funcții. Te ajută să ajungi cel mai repede la scopul dorit, eliminând obstacolele din calea ta cu informații de calitate, pentru că el a făcut acele greșeli pe care tu poți să le eviți. Și implicându-te pe tine. Lăsându-te pe tine să ieși din tine. Lăsându-te pe tine să fii cel care descoperă calea.